cum putem să înțelegem Shakespeare dacă nu înțelegem titlul? El spune Romeo, o națiune, and Juliet, altă națiune. That scars that never felt a wound, but salve will lie through yonder window breaks. It is the east, and Juliet is the sun. Să simt că între inimile voastre spațiul se schimbă. Știi, nu, brațele nu sunt altceva decât să mărească spațiul între inimioare, știi? She speaks, yet she says nothing, what of that? Her eye discourses, I will answer it. I am too bold. This not to me, she speaks. Și convinge-o, fii pe convingător, fii convingător. Acum, las-te-a să oprească, exact. Așa, stai un pic așa, exact. Having some business doing, treat her to twinkle in their spheres till they return. Whatever eyes were there, they in her hair. O porumbiță albă într-un convoi întunecat de ciori. Nu se omenește asemenea comori. Cum se termină dansul, merg să o caut. Se fericesc în mâna-i, mâna mea cea aspră. Inimă, iubite-ai tu vreodată? Știi, ureți ochii până noaptea asta ce înseamnă frumusețea adevărată? Omul nu s-a schimbat. E la fel ca pe vremea lui Shakespeare. El tot se naște, trăiește și moare pe acest traseu, în interiorul acestui ciclu. That birds will sing and love lies in heaven. With through the airy region streams so bright. That birds would sing and think it were not night, it were not night. It is my lady, it is my love. Aici se-ți apare primul rid, Julieta, știi? It is my încă nu ți-a apărut, nu știi cum e. Dacă îți apare primul rid, e o chestie. La 16 ani, primul meu contact cu Shakespeare a fost în institut. Doamna Buzescu mă pusese să joc împreună cu Gina, cu Gina Patrichi, scena balconului din Romeo și Julieta. Și a fost un, nu chiar un eșec, un semi-eșec. Mă îndreptam spre un eșec categoric. Eu, Gina era bine. Prima întâlnire concretă cu el a fost, cred că, atunci când eram în anul întâi de facultate și colega de la regie, Anda Gandhi, făcea Romeo și Julieta. Și eu am făcut Mercuțiu. Da, norocul meu a fost că Mercuțiu moare repede și atunci l-am făcut pe tot. Într-un fel a te ocupat de Shakespeare și ca actor și ca regizor și ca profesor în cazul ăsta este a te ocupa de
felul în care trăirile noastre se toarnă în formele pe care noi le recunoaștem. Părinte, cei blestemați în iad rostesc urlând acest cuvânt exil. N-ai suflet tu, om sfânt, sfetnicul cucernic, duhovnicul și bunul meu prieten, de mă zdrobești cu acest cuvânt exil. Bun cu minte de copil, ascultă. A, iar vrei să-mi vorbești tot de exil. A, vreau să-ți dau armă împotriva, Romeo. E un fel de matriță sufletească, Shakespeare. Iulia! Muncioc! Vede, azi meni și gondol tale mar. Ei, tisztességről nem is álmodom. Hú, a tisztesség bizony. Ha nem volnék tanád, azt mondanám, hogy teljes szoktál bölcsességet. De ce am făcut în cariera mea cele mai multe texte după Shakespeare? Deci peste 10 am, regia am din texte de Shakespeare. Încerc să mă gândesc și să înțeleg de ce tot timpul mă întorc la Shakespeare. Misterul care se află în poveștile lui Shakespeare și surprizele care apar în aceste povești mă aduce înapoi în copilărie și din cauza asta simt nevoia să mă ocup de Shakespeare. Primul meu spectacol foarte important pentru mine era Romeo și Julieta, pentru că acolo am simțit nevoia să fac un spectacol omagiu pentru dragoste. Sfârșit, Romeo și Julieta, după ce au murit, s-au ridicat de pe pământ amândoi și au ieșit afară și ceilalți îi căutau. Cumva am simțit nevoia să-mi exprim speranța că dragostea este cel mai important lucru și care nu poate să moară. De fapt, imaginea, filmul se construiește în spectator și teatrul reușește prin mijloace specifice să construiască un film personal pentru fiecare spectator.